În episodul de astăzi reacționăm la povestea reală a Veronicăi în limba română, fraților. Ați auzit foarte bine, bine ați revenit la mine pe canal pe YouTube. Vezi, bine ați venit după foarte mult timp la un nou episod la mine pe canal. Sunt chiar foarte, foarte fericit că am început din nou să postez. Și așa, băieții, încet, încet o să o luăm. Astăzi un clip, mâine două, poi mâine trei, o să începem să reluăm activitatea pe toate canalele, deoarece astăzi am un episod foarte special pentru voi. Chiar dacă am absentat, pot să spun, de pe YouTube și am stat în spital, fraților, în cazul care nu știați, ei bine, m-am documentat și am venit cu cel mai mișto clip de până acum. Mai exact, astăzi, băieți, o să ne uităm împreună la niște, să spunem așa, povești reale, întâmplări reale ale oamenilor, totodată povestea lui Veronica. În cazul care nu știți cine este Veronica, o să vă fac eu așa o prezentare mai mișto. Și o să le traducem în limba română, fraților, ați auzit foarte bine. Înainte să înceapă acest episod, v-aș ruga neapărat să apăsați pe un like, să faceți cât mai multe like-uri la acest episod. Și haideți să vă zic despre ce este vorba. În cazul în care nu știți, bănuiesc că, hai să zicem că un procent de 50% din voi știți, 50% nu, Veronica Boys este un film foarte, foarte popular, bazat pe fapte reale, tot cu o fetiță, logic, pe nume, ghiciți, Veronica. Deci Veronica o chema și pe fata asta. Eu m-am uitat la film și filmul ăsta, băieți, este un film, bă, să spunem așa, e horror. Însă, bă, merge pe tabla Ouija. Adică Veronica asta găsește o tablă Ouija și e posedată și a murit într-un final. Și ce este făcut după fapt real, întâmplarea a avut loc undeva în 1930, dacă nu mă înșel, 1900 pe acolo, nu neapărat 30, ori 30, ori 80, nu mai știu eu cum era. Și astăzi, băieți, o să vedem povestea reală a Veronicăi, pentru că într-un fel filmul a fost făcut special pentru tabla Ouija. Însă astăzi o să vedem într-adevăr ce s-a întâmplat cu Veronica. Și totodată, fraților, în cazul în care nu știați, acel film puteți să căutați pe net, doar 50% din persoanele care încep să-l vizioneze îl termină. Adică, băieți, bă, e ceva mișto rău de tot. Haideți să-i dăm drumul. Avem aici a True Scary Story of Veronica și mai avem și alte povești foarte horror pe care o să le traducem în limba română în episodul de astăzi. Haideți să începem. True Scary Story of Veronica. Hopa, stai că se aude? My name is Aditi. Ok, ea este Aditi. O fică asta ne povestiște situația cu Veronica. V-am zis, sunt chestii reale povestite de oameni, știi, zic, adică nu sunt făcute cu scenariu sau ceva genul, un fel de film. Nu, astea sunt întâmplări reale. I have my best friend who is extremely close to me since she has now moved in with me and my family. Ok, hopa, deși că Aditi asta are un prieten, cea mai bună prietena ei teoretic, care s-a mutat cu familia ei. For your information, she is 7 years older than me. Are cu 7 ani mai cu 7 ani mai în vârstă decât mine. She grew up in a small town. Ok, a crescut într-un murders and gruesome incidents occurred there. Ok, boys, ok, deși că bănuiesc că asta e Veronica și asta care povestește este prietena reală a lui Veronica din viața reală. Bănuiesc, cred că asta e Veronica. Deși că asta a crescut într-un oraș micuț, plin de crime și și infracțiuni. One of the incidents that she told me still causes me to send shivers down my spine. Ok, și asta și că îi povestește lui prietena aici mai bună, adică Veronica Bones, prietena asta, îi povestește chestiile pe care le-a pățit în orașul ăla și că are o întâmplare care până și acum, bă, simte ceva fior pășirea spinării când îi spune. Și că asta i s-a întâmplat ei când avea 11 ani. An extremely beautiful woman in her ok, deci că era o femeie de asta foarte frumoasă și amabilă în, cum zice, în asta ei. În orașul ei, care s-a măritat cu soția ei, asta e soția ei. Harmony, but there was something, a dark secret that she was hiding. Ok, dar cică, femeia asta, după cum ați văzut-o, era foarte de treabă, era frumoasă, era perfectă teoretic, avea un secret foarte întunecat pe care l-ascundea. Hai să vedem. Woman, who will refer to as Veronica, had a child. Ok, deși că femeia asta era Veronica Boys. Eu credeam că aia care povestește, gen, aia care i s-a întâmplat întâmplarea. Nu, asta era Veronica, femeia asta perfectă într-un fel. Și că asta avea un copil. Și că acel copil nu era alu soțul ei. Ok, și nu și-a lăsat soțul să știe. What? Ok, ci că acest bebeluș a rezultat în urma unei aventuri pe care a avut-o ea mai de mult, știi, zic, și nu voia să afle soții. Avea 8 ani atunci. Ok, deși că fetița, teoretic fiica lui Veronica,
efectiv avea 8 ani și stătea la casa unui prieten, acolo trăia. Veronica. Și că de fiecare dată când ăsta, cum zice, soțul ei adormea, ea se ducea la acea casă și vizita copilul. However, her husband had returned home late from work one day. Then he realized that his wife wasn't home. Ok, ci că într-o seară, boys, a venit ăsta mai târziu la lucru și a realizat că nevastă sa nu e acasă. Unde e nevastă sa? Worried. Era... Da, se uita după Veronica. Se uita peste tot în oraș. Până când s-a dus la casa prietenilor lor. Și acolo a văzut-o. Și a văzut acolo pe Veronica care vorbea cu un copil. Și zic că zâmbea și se afla nimeni cu un copil. Ok, fraților, deși că nu s-a dus acolo frățiorul nostru, voia să-și dea seama cine e fata aia și de ce vorbește nevastă sa cu ea în miezul nopții, știi ce zic? Se simte așa foarte bine, așa că s-a dus după un copac și într-un fel spiona situația. And when he heard every conversation between them, și a auzit toate conversațiile, and ended up realizing that his wife cheated on him, got pregnant, and even gave birth, who was not his baby. Și aici frățiorul nostru și-a dat seama că de fapt, gen, teoretic, a zis că soția lui l-a înșelat, știi, și i-a făcut un copil, i-a dat naștere și acum nu e copilul lui. Însă, după cum știți, la început a precizat faptul că acest copil este dintr-o aventură mai veche de-a lui Veronica. Deci, teoretic, nu l-a înșelat, că e de mai demult, însă proasta nu i-a zis. Hai să vedem. Mamă, ce vrea să facă? Mamă, și că l-a enervat pe ăsta. Ok, și a creat un plan efectiv nașpăr de tot. Hai să vedem. Într-o noapte... Ok, deși că într-o noapte i-a pus lui Veronica asta, i-a pus ceva d-astea somnifere și a dormit-o pentru 12 ore. Eventually, Veronica could not meet her child that evening. Mamă! And he snuck into her friend's house. Mamă, fraților, deci fiți atenți, a dormit-o pe Veronica și vă dați seama că copilul a așteptat pe... Până la urmă, pe mama eu aș aștepta fetița asta și o aștepta acolo, dar Veronica dormea pentru că i-a pus asta somnifere, s-a dus la ea, hai să vedem. Și-a dus și a răpit copilul, cică. Mamă! După ce l-a răpit, a dus-o într-o pădure, plângea. Ok, fraților, a răpit-o, a dus-o în pădure și a zis așa, cu un de la creepy, urmează să-ți întâlnești mămica. Mamă, băi, ce se întâmplă, să vedem? A continuat să țipe și a încercat. Mam, ce-a făcut? Deci, a îngropat-o. Deci, fratele ăsta a îngropat-o? Și o fi că o omoară pe ea și după omoară și pe masă. Și de aia zice că o să întâlnești pe maica sa. Și că n-am mai văzut de atunci. După s-a dezis și Veronica, boys. O săptămână mai târziu a fost găsit cadavrul acelei fetițe. Băi, asta spuțin, băieții, că ne-am luat așa. Bă, ce a făcut ăsta, mă? Că momentan n-am realizat. Deci ăsta a aflat că nevastă să are un copil de care nu a zis și a omorât copilul. Bă, fraților, sunt eu doctor în dragoste, dar dacă cumva ești vreun psihopat de ăsta, știi ce zic, și vrei să te răzbuni, care, na, mai bine dai cu piciorul și aia, bă, nu omor copilul. Băi, care e logica? De ce omor copilul? Ce vine are copilul? Nevastă să ai de vină, că teoretic l-a înșelat, dar v-am zis că nu l-a înșelat, că a fost dintr-o aventură mai de dinainte. Deci, fraților, bă, n-aș părău de tot, o reacție foarte, foarte nervoasă lui ăsta. Mamă, și când a aflat de Veronica, era efectiv... That her husband had actually dug a hole and threw her in. He soon arrested by police. Mamă, și și-a dat seama, după lopată și după chestiile alea, că de fapt ăsta, cum zice, soțul ei a făcut chestia asta. A fost arestat și a fost condamnat pentru crima lui. However, Veronica couldn't get out of the grief for her lost child. Și Veronica efectiv nu putea să treacă peste faptul că i-a murit copilul. Uitați-vă la ea. Și zice că a rămas bolnavă la pat pentru foarte mult timp. A fost 9 ani de atunci. Și ăla în momentul de față este încă în închisoare. Mamă, fraților, și aici s-a terminat. Bă, băieți, bă, știți? Și teoretic, ideea filmului este că Veronica asta
Vorbește, bănuiesc, cu fantoma fiicei ei, adică cam asta ar trebui să fie ideea filmului de pe Netflix, adică filmul oficial. Asta a fost povestea reală, fraților. Urmează și următoarea poveste și vă rog să nu închideți videoclipul, pentru că asta e mai mișto decât asta cu Veronica. Și se numește Someone Was In My House, horror story, adică cineva a fost în casa mea. Urmează să vedem, nu uitați să lăsați like și hai să vedem care e treaba și cu asta. Ok, boys, deci a început situația. I almost died today and my hands are still shaking. Ok, băieți, deci deja ne bagă o daia. Deci efectiv cica are 19 ani, e studentă și aproape a murit astăzi. Nu știu cum a murit, ci că uitați aici, o arată pe ea cu maica sa pe pată de spital, ea tremură de frică, fi că i s-a întâmplat ceva, hai să vedem. Because of my dad's father's funeral, neither of my parents was at home today. That's friends. Ah, ok, fraților, deși că părinții ei s-au dus la ceva în mormântare la niște prieteni de lor. Și era singura acasă, așa a început. Around 2 a.m. after putting an online application in university. Ok, deși că a aplicat la ceva universitate, v-am zis de la început că e studentă și s-a pus la somn. Nu era nimeni acasă pentru că părinții ei erau plecați la ceva în mormântare a unui tată de a unui prieten al lor, complicat așa. I went to the convenience store in front of my house around 11 p.m. Ok, pe la ora 11 înainte s-a dus la un de ăsta și ok, și s-a dus la magazin și a uitat să închidă ușa. I could see the front door sensor light turned on through my door that was slightly open. Opa, și a văzut senzorul de la intrare cum s-a aprins prin ușa ei. At that moment, there was a cough mamă, băi, și a auzit pe cineva cum a tușit. Mamă, aș căca pe de frică, vă zic. Și nu erau părinții ei, mamă, băieți, ai. Hai să vedem. A ieșit din pat și a închis ușa, hai să vedem. I went under the desk and quietly called the police on my cell phone. Ok, boys, mamă ce inteligent era, deci stai atent, s-a închis toate lumile, nu știu ce, și s-a pus sub birou, s-a pitit acolo și a sunat la poliție în cazul în care se întâmplă ceva. I think there's someone in my house. Cred că este ceva în casa mea. Quietly, but clearly, the police replied that they would send the other police soon. Ok, deci le-a zis la poliție și poliția a zis că o să trimită un echipaj. De peste 10 minute. Deci peste 10 minute încă nu era niciun semn de poliție, adică nu auzea nicio sirenă, nimica. Efectiv era terminată. Mamă, fraților, deci fiți atenți, ea s-a gândit inițial că, bă, poate am fost eu paranoică, așa că s-a apropiat de ușă să vadă dacă mai aude vreun sunet. Și fi când s-a apropiat de ușă să vadă dacă mai aude vreun sunet, a auzit ușa frigiderului deschizându-se, i s-a deschis ușa de la frigider. O fi că e vreo, de-asta, o femeie, un om al străzii, care, na, a ajuns în casă și vrea să mănânce. Cineva era acolo. Efectiv era căcată pe aia, tremura și îi bătea inima nașa. Mamă, și că persoana asta efectiv deschidea toate ușile din casă. A încercat să deschidă ușa mea și nu mergea. A văzut că n-are. A încercat să deschidă, dar nu merge. A few seconds later, suddenly someone knocked on my door. Police, mama, open the door, please. Mama, frate, fiți atenți, că acum ai nașpa rău de tot, deși că după ce au văzut asta, au auzit pe cineva și au bătut la ușă și a zis, poliția, deschide-te rog ușa. Bă, băieți, ia scrieți la comentarii dacă voi credeți că asta e poliția sau nu. Eu nu știu ce să zic, eu zic că nu e, hai să vedem. Dar nu a auzit ușa de la intrare. Cum a intrat poliția, boys, dacă nu s-a deschis ușa de la intrare? He kept turning the doorknob and I started crying, being frozen. Mama, și-a început să plângă ea. Just then, the police siren began. Și abia atunci s-a auzit poliția, v-am zis, fraților. As soon as I opened the window and screamed like crazy, the police came in with 911 emergency technicians opening our door. The house was soon full of police technicians. Mama, fraților, deși că efectiv au venit, atunci a intrat poliția cu tehnice, cu toate nebunile, era casa plină de polițiști. Strangely, I couldn't see the man. Dar efectiv nu am văzut bărbatul sau persoana care a făcut chestia asta. I tried explained all the circumstances, but there was no trace of him anywhere. Ok, bă, mamă, frate, deci gândiți-vă, bă, dacă a deschis ușa de la,
Deci, băi, Etrotti cred că era un criminal, adică dacă a deschis ușa de la frigider, da, a deschis toate ușile și n-a fost nicio urmă de ei, bănuiesc că băieții au încercat să ia aprentele, dacă n-avea aprentele, avea mânuși, deci avea mânuși pe mână, știți? S-a dus la spital. The rest of the police were about to leave my house, and then someone cursed loudly. The man was hiding in the washing machine. Mamă, frate, și chiar era cineva în casă, efectiv au încercat, se duceau toți să plece de acolo, pentru că nu au găsit nimica, și după a auzit ceva așa, un sunet tare, și băiatul ăsta se ascundea în mașina de spălat. The police arrested him right there. L-au arestat acolo. After I ended up moving to the hospital, I told După ce s-a dus la spital, deci a ajuns la spital, l-a sunat părinții. Both of them immediately returned home right away, and my dad headed for the police station. Okay. I don't know what happened after that, but nu știu ce s-a întâmplat acolo, deci am mai dat o vinta acasă și la poliție. Be able to open the lid of the washing machine now and forever. Okay, și că datorită acestei povești niciodată nu o să poată să deschidă capacul de la mașina de spălat. Acum e o scuză bună să nu facă să nu spele rufele când era vas. Să-i explică că păpruțele am avut o traumă în copilărie. Unul se ascundea la mine mașina de spălat și eu nu pot să spăl rufele. Deci teoretic, întotdeauna să închizi ușa și intră ăsta. Ei bine, fraților, cam atât cu acest episod. A fost primul meu episod după o perioadă de inactivitate. Dar dacă mai vreți episoade de genul, nu uitați neapărat să apăsați ton de like. Eu am fost Marius Ian, cu ne vedem cu un episod de noi, v-am pa pe toți, pa, pa!